Băieții cu cine rezonează. Bun. Săritură cuantică, divorț, schimbarea locului de muncă, schimbarea locului de trai, schimbarea schimbărilor. Ai nimerit unde ai nimerit, ai ajuns unde ai ajuns și țac, pac, ai nimerit în altă relație, în alt loc, mai ciudat și mai, da, pentru că mai adânc și mai adânc, intri în despachetările tale, să înțelegi una alta, să asiști, să participi, să fii situația însăși tu, ca mag, tu, să fii însăși situația, tu, din dinăuntru tău, proiectezi și pornești motoarele la tot felul de situații cele mai neobișnuite. Pregătește-te, asta e viața. Ok. Și ai ieșit din toate astea, ai schimbat tot și ai nimerit în alte situații, alte relații. Altă relație, da? Ca să înțelegi ce înseamnă să dizolvi, să reglezi magia cât de cât să o ții în frâu, trebuie să o ai în echilibru, da? Trebuie să înțelegi ce înseamnă când ești legată de un mort. Ești măritat, însurat cu un mort. Da? Cum făceau în magie neagră, se băgau și câteodată știau ce făceau, câteodată nu știau despre ce era vorba. Bun. Ai răsturnat problemele și ai băgat în boale tot ce te deranja. Pentru că înțelegi cine ești și știi unde ești. Da? Imediat e... parezi cu moartea și cu problemele în 10 de cuțite ai băgat. Pentru că știi, ai văzut, pe simțite, văzute, făcute, da? Intri într-o relație cu cine rezonează și vezi omul e legat, a fost legat, a fost ținut, a fost din neam străneam cineva care îl păzește sau cineva care îi trage energia sau care, da, n-a vindecat copacul neamului magul sau a vindecat, știe despre ce e vorba sau a prins pe undeva, s-a dus și s-a umplut de bestii pe la cimitir, da? Bun. Ca să înțelegi, trebuie să ai toate astea în, da? Treci prin tot. Sărit într-o relație, da? Fetele, băieții, justice mi-a nimerit aici, am văzut unde e. Da, ești mag, ai răsturnat diavolul, îl răsturni acum, zicând toate astea, înțelegând, nu taci, nu ești lăsat să zici. Da, ai răsturnat. Bine, am văzut-o, nu mai văd. Bun. Intri într-o relație și vezi, ai darul de a vedea ce e legat de om. Ce bestie are, de ce mortă e legat. Când zici cine tu știi că sunt mai mulți într-un corp și zici cât sunteți, îi șmaf, ai scuturat, era 8 în 7, 7 în 1 era, tu îți dai seama cu cine rezonează, ai scuturat toate bestiile, ai scuturat, până la urmă a rămas omul intrând pe ușă, zicea cât, tu ziceai cât sunteți și zicea 2. Nici nu înțelegea ce spunea, poate că, da? Fiind dita mai magul, din 3D, da? Până se despachetează la alt nivel, la acceptă alt aleaj dinăuntru, da? Nici nu știi ce face și ce drege. Bun, tu asiști. Tu ești magul, tu asiști. Câmpul tău energetic, tu faci legea, punct, spațiu, acolo n-ai ce să faci, acolo. Cu cine rezonează. Te-ai speriat nu odată, da? Cu iubitul tău în brațe și la un moment dat vezi altă față. Întâi începe să semene cu toate rudele și după aia se proiectează curat, curat alt om care stă și te adoră. Și tu ești în brațele iubitului tău care e cu totul altfel și arată cu totul altfel. Și tu nu te sperii, da? Cu cine rezonează. Știi despre ce e vorba, știi cine e și atât ai un gând, ești mort. Cât ai spus, ești mort. Tu n-ai ce căuta în... cum te clirui, cum te vindeci. Da? Mama zicea că nu poți și na, ești paralizat în vis, știi, când ai. Faci cu limba cruce, mama zicea așa tot timpul. Da? Un fel de, știi? Gândul ți-e imediat.
e mort. Și n-ai avut frică, adu-ți aminte cu cine rezonea. Nici frică, nici nimic. Ai văzut de cine e legat iubitul tău sau cine, de cine e legat de fiecare dată sau cine îl mănâncă de viu. Da? N-aveai nicio treabă. Asta e practica adevărată a super magului, super dotat mag, adică are un frâu tot, e atât de echilibrat, îți dai seama? Și îl vezi, deci situație, da, drept la țintă și s-a întors cu spatele și cred că vrea să plece, l-ai depistat, ai înțeles. Era un fel de, da, acum văd o, da, speritoare în grădină. Da. Era o, mai mult o mască, magul o folosea ca și o mască, pentru că tu simțeai că nu e viu, nu ca și, știi cum sufletul care bântuie e viu pentru lumea aialaltă, e în mișcare, e în, da? Știe, poate să facă, să lămurească, să sperie măcar, să deranje. Ăsta era, zici că era doar forma. O formă care din când în când se arăta ca un fel de, când se ascunde în cărți, nu știe, femeie sau bărbat, se ascund după energie masculine, feminine. Ai darul divin să vezi tot, tot, tot. Practicile sunt date și faza cu, nu mai stau în relația asta, îmi caut alt, nu, n-ai ce căuta, te duci mai departe, tot acolo, da? Ai practica, ai omul lângă tine, bun, e rău, ți-i trimis de divin, ți-i trimis și practici. Dacă omul n-a înțeles despre ce e vorba, îți vine ca și carne de tun, spațiu, n-ai ce să faci. Și ai grijă a lui, a ei, fetele, băiețe, cu cine rezonează, asta e informația care vine. Da. Și ești regina de bâte și, da? Și ai răsturnat cavalerul de cupe, care a fost împărat, după aia a fost rege de cupe, după aia a fost, da? Și l-ai răsturnat și cavalerul de cupe. E răsturnat și bănuții. 7 de bănuți e răsturnat. Ce-i cu? Da. Și a ajuns, e răsturnat bănuții, a ajuns și vrea să o ia de la capăt. Da? A urcat pe cal. E cavalerul de monede. A urcat pe cal, vrea să fie împărat. Te roagă să-l ajuți. Da? Și tu cât de drag nu ți-ar fi omul și știi prin ce ai trecut, ce ai văzut, ce ai văzut, da? Omul n-o să-ți spună, n-o să, da? Așa se aleg magii între ei, așa se aleg perechile. Asta înseamnă soarta ți l-a trimis pentru așa ceva. Între ei de nu știai. Ai, mi-a trimis soarta să fim fericiți. Între doi magi ce înseamnă să fii fericit? Să-l speli de toate păcatele, să te spele de toate păcatele. Maria Magdalena îi spăla picioarele, da? Asta e, biblic e cum vrei. Și ce ți se spune? Ajută-mă să ajung, să mă îmbarat, să mă dea. Am urcat pe căluțe, știi ce sexy sunt. Sexy mă de fac, am urcat, tăgăma, tăgăma, tăgăma. Și ajută-mă să fiu împărat, ce-am fost, ce-am fost, de când ai fost tu? Când ai fost împărat? Da? În visele tale poate ai fost împărat. Ai fost vreodată, din 3D, ai fost împărat, zise ea. În lumea mea cum ai ajuns? M-ai dat de toți pereții cu cine rezonează, da? M-ai dat și m-ai și speriat, m-ai și tot zicea, ei, lasă, nu știu ce, ce lasă, da? Păi uite ce fac eu cu împărăția ta. Justice. Acolo ești și... Fetele, băieții, cu cine rezonează, asta e informație despre unde ești. Da. Și ai răsturnat lumea lui, a ei, cine te-a deranjat. Deci nu mai poți deranja omul. Amintirile 3D, programele 3D care le ții în lumină și le dizolvi. Astea sunt situațiile, sunt problemele, sunt, da, între doi magi care s-au întâlnit să lămurească una alta. Un fel de te bagă în practică, nici nu te întreabă. Da? Asiști. Te distrezi. Da. Frumos. Acolo ești și... Regele de buite. Ce vrei să spui? Ce vrei? Împărăteasa. Că ești împărăteasa. Regele de buite te vrea împărăteasa lui. I don't know. Intervenție divină.
și te transformă în prost. Intervenție divină. Punct. E prostul între intervenții divine, închis. Bun, cam asta vreau să zic, da? Nu mai ai inima frântă, nu mai ai, da? Nu mai ai, nu mai ai. Dacă tu nu mai ai, înseamnă că cel din fața ta o are spațiu. Am auzit întrebarea dacă nu poți să-l ajuți. Păi tu ajuți câmpul tău energetic, îl curăți. Dacă el face parte, ea, din câmpul tău energetic, se clirui. Dacă nu e din câmpul tău energetic, cum să-l ajut? Să se ducă acasă în câmpul lui energetic, ei, să se curăță și după aia să vină curat. S-a transformat în rege de spade. Nu mă înțelegi ce vreau să-ți spun. Nu vrei să mă ajuți, nu. Fetele băieții, cu cine rezonează? Hai 50-50, zice, nu. Hai jumătate, jumătate, te ador, te vreau, te doresc, te visez zi și noapte, zice el sau ea, fetele băieții. Și tu ce faci? Tu ai parte acum, s-a schimbat schimbarea, da? El era în sărbători, adu-ți aminte. La tot pasul erau sărbători, erau... baloane umflate, chestii din astea cu scris party, felicitări, nu știu ce, și tu nu înțelegeai despre ce e vorba, tot felul de artificii, de, da? Și la tine cum e cu artificiile și cu bucurie și cu party? Ce tu ți-e doar pentru tine? Ai văzut ce frumos. Da. Nu mai ești în, nu ai treabă, da? E răsturnat asul de monede. Am înțeles. Și dacă răsturnând lui îți răsturni și ții, dar tu n-ai nevoie de astfel de monede, tu n-ai nevoie de nimic, tu ai tot spațiul. Când cineva vine cu pretenții la tine, da, hai, da, ajut, dar vreau și eu, da, te vreau, te... Chierdic. Înseamnă că omul n-are, omul vrea ce nu-i și vrea ce nu-i a lui. Atât ai dat, atât trebuie să aibă. Tu, cum te simți? Wow. Și ai tot ce-ți trebuie? Da. Ce înseamnă pentru tine lux? Ce înseamnă tot ce trebuie? Uite, stai, înregistrezi și ești happy chicky. Intuiția e totală. Intervenție divină, majoră. Relațiile sunt fundamentale. Gata, nu ți le deranjează nimeni. Primești floricele, da? Ești în energiile de lovers și soarele și justiția. Punct. Pace. Uite așa. Așa. Soarele și justiția sunt mână în mână. Merg de mânuță în lumea ta. Bun. Wow.